Nici nu zice că este dimineață, pentru că e atât de întunecat încât efectiv avem senzația că trăim într-o beznă constantă, ca la Polul Nord, de ce nu, o noapte polară. Ne lipsesc temperaturile de acolo, dar în rest e noapte polară și aici. Bine că nu ne dorim temperaturile alea și să stea acolo la mama lor și pot să ia și întunecimea asta că... Da. Ce faceți? Astăzi m-am gândit să vorbesc cu voi puțin pe tema skincare-ului, pentru că n-am mai vorbit de foarte, foarte mult timp și m-am gândit că odată la ceva timp e bine să abordăm din nou subiectul ăsta și vreau să vă povestesc astăzi cam care e rutina mea de skincare în ultima vreme, pentru că am avut niște luni foarte, foarte bune în ceea ce privește tenul. Am mai avut eu mici probleme pe aici și pe acolo, mi-a mai ieșit cât un monstru, dar eu asta nu le consider probleme grave, ci cred că sunt normale, adică fiecare femeie, fiecare om, stați că iară sunteți prea sus, așa, fiecare om are momente și momente și mai ales noi femeile, cum suntem pline de hormoni, care toată ziua, bună ziua, se distrează în corpul nostru, este imposibil să nu se întâmple. Dacă nu ți se întâmplă chestia asta, ești o norocoasă și happy you, ce să zic. Dar dacă ți se întâmplă, e clar că... Ieși de la hormon, nu ne-am apărat. Poți să faci tu ce-o-i face. Poți să te dai cu 1000 de creme, să folosești 1000 de dispozitive, că la un moment dat undeva tot trebuie să crape problema asta. Și da, o să vorbim puțin despre skincare-ul și o să vă povestesc așa cam ce produse folosesc și în ce fază sunt eu acum cu pielea. Și cred că, din perspectiva mea, dacă e să mă întrebați, cred că sunt în the best place ever. La modul cel mai serios, cred că niciodată nu mi-a fost atât de bine cum mi-a fost vara asta, anul ăsta cu pielea, adică chiar mi-a fost foarte, foarte bine și asta pe de-o parte că mi-am găsit produsele și pe de altă parte că am învățat ce îi place pielii mele și ce nu-i place. Este o chestie de ani de zile, e o luptă pe care o duc de ani de zile, dacă sunteți cu mine de mult știți că am avut acnee și am avut un ten foarte gras, am avut pielea super sensibilă, super dezechilibrată, după aia am încăzut în extrema ilaltă când am ajuns să am pielea atât de uscată. Era efectiv infernală, era insuportabilă, nu știu cum am reușit să trec peste perioada aia. Efectiv nu știu cum am trecut de perioada aia, nu știu cum am putut să o suport, pentru că era atât de uscată pielea mea, încât orice îi făceam, nu funcționa. Deci am încercat seruri, creme, whatever, dar vă zic cum am ieșit din faza asta. Este un lucru care nu-i neapărat... foarte iubit, dar este o chestie care la mine a funcționat. Și ajungem acolo și vă povestesc. Și de-a lungul anilor mi-am dat seama că, 1, am un ten foarte capricios și la fel cum pe păr nu pot să pun foarte multe produse pentru că se îngrașă instant, la fel nici pe față nu pot să pun multe produse. Așa că rutinele alea de 15, 20.000, 650.000 de pași pe care le vedem pe internet promovate de influenceri români sau străini, la mine nu funcționează. Am încercat de câteva ori și de fiecare dată când am pus prea multe produse, buf! Deci nu. Prin urmare, mi-am dat seama că trebuie să mă duc către o zonă unde să folosesc mai puține produse cu ingrediente active și să găsesc acele ingrediente active care îmi plac mie și care îmi funcționează mie bine. Și ăsta a fost un moment crucial când mi-am dat seama de treaba asta, pentru că atunci mi-am dat seama că trebuie să mă concentrez pe anumite ingrediente active, să mă concentrez pe anumite lucruri și că nu prea are importanță ce zice lumea și că nu prea contează efectiv ce zice lumea și care sunt părerile lumii din jur și că ăla zice că produsul ăla e bun, produsul ăla nu-i bun, ăla funcționează, ferește-te de aia, nu folosi SPF, ba folosește SPF. Și mi-am dat seama că în momentul ăla contează strict ce-mi spune pielea mea și de-aia vă spun constant că trebuie să vă cunoașteți foarte bine corpul și pielea și să fiți foarte atente și să aveți grijă și să vă ascultați pielea și nu să vă luați după toate indicațiile de pe net, care și alea sunt bune până la un punct, adică sunt bune în momentul în care nu știi ce să faci sau nu știi de unde să pleci. Sunt bune sfaturile, dar sfaturile trebuie să adaptate la tine și trebuie să vezi ce vrea pielea ta de fapt. Și cum v-am zis, am trecut de la o piele acneică, cu foarte multe probleme, cu tendințe de cuperoză, cu sensibilitate în anumite momente, la un ten super uscat, câteodată foarte sensibil,
super incomod, super nesuferit așa. Și acum sunt cât de cât într-o zonă bună. Sunt, aș zice că am un ten mixt, uscat spre mixt așa, și mix cu puțin gras, știți? Dar pentru mine este cea mai bună versiune din câte am avut eu de ten până acum. Așa, oricât de absurd ar părea, și mă descurc cel mai bine cu ele. Și contează mult rutina de skincare, dar evident contează și alimentația, contează și ce bei, ce mănânci, dacă fumezi. Astea sunt lucruri, știu, nu vă place să auziți chestiile astea, sunt clișeice, deja sunt atât de repetate lucrurile astea încât au devenit redundante, însă sunt reale. Și pe măsură ce am mai curățat puțin din dietă, ce am mai scos pe măsură din ce... Uitați, de exemplu, o chestie pe care am făcut-o a fost să adaug mai multă sare. Eu nu mâncam foarte sărat, dădeam de multă sare numai în momentul în care mâncam mâncare procesată, dar pe măsură ce am scos mâncarea foarte procesată din dietă, nu pe toată, că mai mănânc și eu prostiile mele, mai am și eu tot felul de porcării pe care le mănânc, dar nu mai mănânc salamuri, mezeluri și alte chestii de genul ăsta, știți? Adică în cantități industriale. N-am crescut cantitatea de sare și eu sunt un om care are nevoie de mai multă sare în organism și de mai multe minerale, știți? Și atunci, în momentul în care am crescut cantitatea de sare, deja am început să văd o diferență. Nu neapărat pe piele, cât în tonusul pielii mele și așa mai departe, da? Bun. Hai să începem. Deci, cel mai important lucru pentru mine, hands down, este să mă spăl pe față. Da, iarăși, să mă demachez, să mă curăț. Nu știu dacă... Am senzația că în România nu se pune suficient accent pe chestia asta. Hai, dați-vă cu creme, dați-vă cu serul, dați-vă cu emulsii, dați-vă cu aia, dați-vă cu aia, folosiți aparatul ăla, faceți aia, faceți aia, faceți aia, faceți aia. Dar nimeni nu vorbește suficient de mult despre curățatul pielii. Băi, trebuie să-ți curăți pielea. Și o să râdeți când vă zic că nu folosesc cine știe ce produs. Ba, de dimineață am folosit gelul de duș să mă spăl pe față. Da? Ăla cu AHA de la doctor, nu știu, vi l-am arătat în ultimul haul de la Notino. Ăla. L-am folosit pe ăla că nu mai mi s-a terminat gelul de curățare. În general folosesc un gel de curățare random sau chiar și săpunul meu, care e săpun din ăla super sensitiv așa. Și cam atât. Nu folosesc cine știe ce pentru curățare, dar pentru mine este Dumnezeu pe lumea asta să mă spăl pe față, să-mi curăț fața. Pentru că antenul capricios. Dacă nu mă spăl pe față o seară sau o zi, poc, buf, apare ceva. Știți, inevitabil, apare buf, apare ceva. Și între dacă am serii în care sunt obosită sau nu am chef sau nu mi-arde sau dimineața, de exemplu, sunt foarte grăbită, sunt foarte agitată, că am multe chestii de făcut, prefer să mă spăl pe față decât să-mi dau cu cremă. Nu știu dacă înțelegeți chestia asta. Știu, e șocant la ce ni se spune și la ce vedem pe net. E șocant, dar pielea mea așa funcționează. Și asta a funcționat cel mai bine în ultima vreme. Deci prefer să mă spăl pe față decât să pun ceva pe ea. Dacă am de ales între astea două. Bineînțeles că ideal este să le faci pe amândouă, dar nu neglijați sau nu săriți sau nu reduceți la ridicol curățarea tenului, pentru că este extraordinar de importantă. Again, nu am un gel de curățare să zic, mamă, ăsta e sau pe ăsta. Îmi plac alea de la Himalaya, pentru că în general nici nu mă arunc la geluri de curățare foarte scumpe, că pur și simplu să pun pentru față, le spăl și să duc pe scurgere, știți? Adică n-are, sunt banii aruncați pe scurgere. Atâta timp cât îți ia rezidurile de machiaj sau praful de pe față, este suficient. Și singurul demachiant la care îmi revin constant este ăsta de la Yves Rocher, cu albă strele. Este un demachiant bifazic, câteodată îl folosesc și pentru față, tocmai pentru că mai am momente când am de nu uscat. El e pentru ochi, teoretic, este un demachiant foarte bun și foarte, foarte blând pentru ochi și mie îmi place. Este the best. Pentru mine e ok. Am început să nu mă mai înțeleg așa bine cu apa micelară. Nu știu de ce. Ori nu mai am eu ape micelare bune, ceea ce e foarte posibil. Trebuie să o recumpăr pe aia de la Bioderma să vedem dacă mă înțeleg la fel de bine cu ea. Și de aia am cam renunțat la ape micelare, știți? Dar demachiere, spălare, nu știu cum să vă
Fac să înțelegeți cât de importantă este spălarea pe față. Bă, spală-te pe față. E mai ales dacă ai acne, dacă ai probleme cu, cu tenul gras, cu așa, spălatul pe față este Dumnezeu. Deci spălatul pe față. Știu că sunt multe persoane pe aici pe net care urlă că nu, e suficient să dai un pic de apă micelară dimineața și nu. Spală-te pe față, pentru că seara, în timpul nopții, se secretă ulei și sebum din piele, care se combină cu bacteriile de pe pernă, din aer, din whatever, și tu vii dimineața și dai cu apă micelară, care, apa micelară, să nu uităm, aduceți-mi aminte că am făcut un clip despre apa micelară, apa micelară lasă reziduri pe față, da? Și după aia vii și pui un ser și cremă și nu știu ce, nu, mai ales când ai tenul gras sau acneic, no way, no way, așa, apoi. Începem cu rutina de dimineață because it's the simplest, simple ever. Și asta pentru că mi-am dat seama că 1. N-am nevoie de multe produse și 2. Am nevoie de SPF. Eu, spre deosebire de Tătucu și Eugenia, care au făcut tabăr împotriva SPF-ului, eu sunt pro-SPF pentru că eu am văzut că fără el pentru mine e rău. Și teoria este în felul următor. Nu știu dacă știți treaba asta, dar noi avem un fel de SPF intern, deja în organismul nostru, da? Este un SPF natural, o rezistență la radiații, ca să spunem așa, la radiațiile ultraviolete. Ei, sunt persoane care au această rezistență mai mare, cum ar fi Tătucu și Eugenia, că de-aia nu le place SPF-ul, și sunt persoane care au o rezistență mai mică la ultraviolete, cum sunt eu. Și Pebbles, de exemplu, că și Pebbles are aceeași problemă. Și asta ce înseamnă? Că noi ne pătăm foarte repede, ni se pătează foarte repede pielea, ni se pigmentează foarte repede pielea și, bineînțeles, automat și riscul de a apărea riduri sau de a le accentua este mult mai mare decât la persoanele care au rezistență la ultraviolete. Și asta depinde de voi. Eu nu zic acum că e musai să vă dați non-stop cu SPF dacă voi aveți rezistență mare la ultraviolete. Dacă vedeți că totuși, după o vară de stat la soare, apar pete, ceea ce e foarte posibil să apară cam tuturor în momentul de față, dar dacă vedeți, nu știu, chiar și primăvară când vă apar pete de la soare, înseamnă că aveți o rezistență mică de la ultraviolete. Iar așa un indicator, zic unii, acum nu știu dacă e adevărat, este că persoanele cu rezistență mică la ultraviolete au pistrui. Thank you! Da, așa. Deci, aici iarăși, trebuie să vă cunoașteți pielea, trebuie să vă cunoașteți corpul, trebuie să știți ce funcționează pentru voi. Și eu am observat că dacă folosesc SPF, băi, mie mai bine! Așa, înainte de SPF, în special iarna, îmi place să pun un ser și este același pe care îl folosesc de ani de zile deja, de la Revox cu vitamina C, vitamina C 20%. Mie îmi place, mi se pare ok, nu mi-irită pielea, nu mă deranjează, vara mai renunț la el, mai ales pe timpul zilei, dar iarna îl folosesc și dimineața și seara. Deci, ser. Dacă am chef și răbdare și nervi, pun ser. Dacă n-am chef, trec direct la cremă. Și am crema tot de la Revox, crema cu acid hialuronic, crema cu SPF 50 cu acid hialuronic. Pentru mine este cea mai bună. Așa, nu mai știu ce ziceam, că am fost întreruptă de un telefon, dar ideea este că pentru mine SPF-ul este esențial și am observat o diferență și am observat și o diferență în textura pielii mele când folosesc sau nu SPF. Prin urmare, pentru mine SPF-ul este Dumnezeu și vară și iarnă și mai ales iarna, având în vedere ce folosesc seara și o să vedeți. Dar de ce nu mai pun cremă? Pentru că teoretic, dacă folosești o cremă cu SPF, trebuie să pui o cremă care să-ți hidrateze pielea pe dedesubt. Ei, eu nu mai fac treaba asta pentru că am observat că tot așa mi încarcă tenul foarte tare, iar asta, având acid hialuronic în ea, este suficient. Adică, pentru mine e suficient. E suficientă hidratare. Nu trebuie să... Da, am tendințe ușor uscate ale tenului, dar nu trebuie să-l forțez foarte tare. Prin urmare, asta mă ajută mult. Și apoi, seara, la fel, aceeași poveste. Obligatoriu. Demachiat, că am început cu demachiantul. Demachiat seara, spălat pe față foarte, foarte bine și după aia un ser. În funcție de ce am, în funcție de ce stare am și așa mai departe. Și am mai multe pe care le rotesc așa, în funcție și de starea mea. Și am, cum am zis, vitamina C de la Revox. Seara aproape întotdeauna o folosesc. Serurile le mai pun două
unul peste celălalt. Mai am pe asta de la Mara Blue cu caviar, care este destul de interesant. E un pic cam parfumat, dar e foarte interesant, adică hidratează și îmi place cum lasă tenul. Apoi, acum în perioada asta, pentru că am primit un set de miniuri, îl am pe asta de la Lancome, Jonificul, până acum totul bine și frumos, nu mi se pare extraordinar, dar e ok. Și după aceea vin cu o cremă. Asta în seriile în care nu aplic tretinoină, dar pe tretinoină o lăsăm la sfârșit, că e un pic mai mult de discutat. După aia vin cu o cremă, o cremă simplă. De exemplu, dacă am serii în care folosesc Cicaplast Balm, ăsta, e o cremă care e foarte densă, foarte grasă, super hidratantă, nici nu mai pun ser. Deci nici nu mai pun. Pun numai crema și atât. Și a doua zi mă trezesc cu pielea super bine, super hidratată. Acum, în perioada asta, folosesc crema asta de la Lancome, care și asta îmi place, mai ales că nu e parfumată. Deci chiar îmi place crema asta, că e foarte lejeră, dar nu e parfumată. Și e foarte interesantă. Și da, o să vă las link de la toate în descriere, ca să fie mai ușor. Și asta e tot ce fac. Mai folosesc cremă de ochi câteodată, dacă mi-aduc aminte. Dacă nu, o pun crema de la crema de față, o pun și pe ochi și that's it. Pentru că în zona ochilor am nevoie de hidratare un pic mai multă, mai intensă, și acolo chiar nu strică. Degeaba zic unii că vai, că trebuie să fie, că nu știu ce, că textura pe mine mă ajută o cremă grasă și mai densă în zona ochilor și mai ales seara. E bine să încar cu multă cremă. A, bun. Asta se întâmplă seara, într-o seară normală, când nu aplic tretinoină. Acum, pentru că a venit iarna și pentru că radiațiile ultraviolete nu sunt atât de intense, iarna folosesc tretinoină. Este al doilea an în care folosesc tretinoină mai cu religiozitate așa, și pentru că pe parcursul verii nu am folosit-o, evident, pielea mea s-a dezobișnuit de ea și a trebuit să mă readaptez. Încă sunt în perioada de readaptare cu tretinoina și o folosesc cam de 2 ori pe săptămână în prezent. Am tretinoina asta de 0,025 și pentru moment pentru mine este suficient. Și știu că iarăși în privința retinolului, tretinoinei, sunt multe persoane care sunt nu, că ți-arzi pielea, că nu știu ce, băi, mie mi-a făcut numai bine. Și nu neapărat în ceea ce privește ridurile, deși așa acolo am văzut niște îmbunătățiri, dar și în ceea ce privește petele și pe lângă asta și în ceea ce privește tenul meu. Pentru că așa m-am vindecat de tenul uscat. Pare puțin paradoxal, cum naiba să te vindeci de tenul uscat, ăla super, super uscat. Dar asta s-a întâmplat. Și vă zic și de ce, care e logica. Pentru că tretinoina ce face? Îți usucă stratul de la suprafața al pielii și te obligă, îți regenerează pielea. Obligă pielea să se regenereze puțin mai repede. Pe lângă faptul că îmbunătățește producția de colagen din piele, menține elasticitatea pielii și așa mai departe, bla, 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 toate astea. Prin faptul că te obligă să dai jos mai repede stratul ăla de piele de la suprafață, cumva mecanismul ăsta care de ungere, să spunem, al pielii, mecanismul ăsta care se ocupă cu secreția de sebum, se reglează. Asta s-a întâmplat la mine. Și asta s-a întâmplat fix în iarna trecută, când tot așa începusem să folosesc, ajunsesem să folosesc tretinoina odată la 2 zile. Durează să ajungi la frecvența asta. Și trebuie să ai răbdare și trebuie să nu te sperii, pentru că la început și mie mi s-a iritat pielea, o simțeam că mă ustură, mă strângea așa. În primele dăți ai senzația că ai o mască așa pe față care te strânge, că efectiv ai o peliculă pe piele care te strânge, dar vin cu o cremă foarte hidratantă a doua zi, care să hidrateze bine, bine pielea, după care exfoliez. Eu am nevoie de exfoliere mecanică, îmi pare rău, știu că nu toată lumea o iubește, dar eu am nevoie de exfoliere mecanică. Așa a fost pielea mea dintotdeauna și we deal with this. După aceea începe să devină o chestie mai confortabilă. Deci după aproximativ o lună jumate, în care o aplici cam o dată de 2 ori pe săptămână, începe să devină mai confortabilă și încep să
să vezi că pot să o aplici mai des. Ajung să o aplic de 3-4 ori pe săptămână, ceea ce mi se pare senzațional. Și am văzut diferențe, pentru că începuse să mi se formeze niște riduri aici, clasicele riduri de la bagăștii. Pe lângă asta mi s-a curățat tenul. Am din ce în ce mai puține coșuri, mai ales din alea care sunt sub piele, din alea dureroase, am avut din ce în ce mai puține. La început, când aplici retinoină, există perioada aia de curățare a pielii când încep să apară și în toamna asta am avut pe aici o grămadă, încă se mai văd urme de la ele. Și asta a fost pentru că îți scoate efectiv toată mizeria din piele, te forțează pielea să se curețe. Și ai o perioadă după ce începi să folosești retinoina în care îți bubuie pielea și ai coșuri și te uiți la tine și bă, parcă folosesc asta să nu fac coșuri. De ce? Cum am zis, mi-a reglat tenul. Am văzut, deci dacă am folosit iarna trecută asta cu religiozitate și am ajuns să o folosesc cu religiozitate, în vară am văzut că, unul, nu mai eram atât de grasă și nici nu mai eram atât de uscată cum așteptam să fiu. Și venind iarna, venind sezonul rece, mai am zile în care tenul meu este uscat, dar, again, ăsta este un lucru care depinde și de alți factori, nu doar de skincare. Da? Cu skincare-ul poți să îmbunătățesc sau să ameliorez anumite lucruri. Dar asta m-a ajutat. Acum, a nu se înțelege că sunt un promovator al tretinoinei. Asta depinde de voi. Dacă vă știți că aveți probleme cu acnea, vorbiți cu un medic, vorbiți cu un dermatolog, vedeți în funcție de tenul pe care îl aveți, că sunt persoane care au tenul foarte sensibil, cum e pe vă, ea n-ar putea niciodată în viața asta să pună tretinoină, ea se irită de la o concentrație mică de retinol. Adică nu poți să zici că, wow, gata, o trec pe tretinoină. Nu, pentru că ea se irită de la retinol, o irită înfiorător de tare și atunci dacă aveți o reacție de la retinol, care retinolul este mult mai slab decât tretinoina, nu poți să vii cu tretinoină, da? Deci contează foarte mult să-ți cunoști pielea. A nu se înțelege că zic acum că toată lumea trebuie să folosească tretinoină. Nu. Asta voi decideți în funcție de pielea voastră și de nevoile voastre și again, trebuie să vă ascultați pielea. Bun, ce am făcut înainte de a începe tratamentul cu tretinoină, care nu știu cât a ajutat, pentru că n-am făcut pentru o perioadă foarte lungă, mi-am luat uleiul ăsta cu squalan și cu retinol 5% de la The Ordinary, cumva să-mi obișnuiesc pielea. Și cred că a funcționat, nu știu să vă zic sigur, cert este că nu mi se descoamează pielea foarte tare. Am avut și tretinoina de 0,05 și mi se descoama, eram toată numai bucățele din alea de piele și de-aia o prefer pe asta de 0,025. Mă adaptez la ea și o folosesc mai des și aia este. Că m-am mai primit întrebări de ce, dacă să folosiți de 0,05 sau 0,025. Acum fiecare în funcție de cum reacționează. Sunt persoane care au o rezistență la tretinoină fantastică și pot să pună 0,05 din prima și nu se descoamează deloc. Nu e cazul meu și de-aia prefer să merg cu asta. Iarăși am primit câteva mesaje cu, da, m-am dat cu tretinoină și n-am văzut nimic. Acum, nu știu ce vă așteptați, dacă n-aveți probleme cu tenul, nu trebuie să vă așteptați să vedeți niște rezultate wow, diferite, pentru că nu faceți decât să întrețineți pielea în starea care este, în starea ok, da, în care este. Iarăși, mare atenție să nu vă provoace, dacă aveți tenul normal și n-aveți probleme, să nu vă provoace dezechilibre tretinoina, da, să vă facă tenul prea gras sau prea uscat. Depinde. Deci trebuie să aveți grijă și trebuie avută multă răbdare cu treaba asta. Bun. Astea sunt produsele mele. Măști folosesc când, domnul, când îmi aduc aminte. Adică n-am făcut din măști o chestie foarte uzuală, foarte clară și foarte așa. Așa că cea mai des folosită mască de mine este aia cu argilă de la Slavital, pentru că îmi și place și îmi place să-mi curăț tenul bine după, nu știu, multe zile în care m-am machiat sau când am nevoie de o exfoliere mecanică sau ceva. Așa, deși este foarte fină, ajută și la exfolierea mecanică și pentru mine e suficient. În ceea ce privește gadgeturile mele, că știți că sunt și îmi plac să și încerc tot felul de gadgeturi și așa pentru skincare, singurul la care am rămas constantă și pe care îl iubesc în continuare este aparatul cu microcurenți.
Pe parcursul verii, da, nici o fi aia, pe parcursul verii nu prea l-am mai folosit pentru că a fost lene. That's the only reason. Pentru că mi-a fost rene, lene, se pare că nu pot să vorbesc azi, așa, dar acum că a venit iarna, când dau cu o cremă din aia foarte grasă, îl folosesc și pe ăsta, câteodată mai fac masaj, nu sunt constantă, din păcate, mi-ar plăcea să fiu. Dar poate, nu, cine știe, cândva în viața asta o să vină și obiceiul ăsta la mine. Bun, cam asta a fost treaba cu skincare-ul meu și update-ul în ceea ce privește skincare-ul meu. Eu nu sunt foarte ok cu pielea mea așa cum este acum, cu pori, cu linii, cu dungi, cu riduri de expresie, cu whatever. Pentru vârsta mea mi se pare că sunt foarte, foarte bine. Nu-mi doresc să fiu mască de ceară la 50 de ani, sub nicio formă, nu ăsta este scopul meu în viață și până la urma urmei sunt alte lucruri mai importante decât dacă ai sau nu pete sau riduri pe lumea asta, indiferent ce vă zic influencerițele, stați liniștite că la un moment dat, când e să tragi linie între lucrurile importante din viața asta, skincare-ul o să ajungă sau aspectul pielei ajunge undeva la coadă pe listă, pentru că da, sunt lucruri când trebuie să alegi între viața ta sau viața unei persoane dragi, și sunt foarte multe lucruri care dispar, știți, nici nu mai contează. Așa că hai să fim realiști. Da, și cam asta fac eu. Spuneți-mi dacă mai aveți întrebări. Nu știu, mi-a scăpat ceva, habar n-am, nu știu, am uitat să vă zic ceva. Dacă vă aveți vreo curiozitate, let me know. Știți voi, like, share, așa, și ne vedem în vlogul următor.